Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Cristian Foghel din platoul Roman 24 pentru o ediție nouă a emisiunii Politica Neamț. Invitat alături de mine, cum puteți vedea, viceprimarul municipiului Roman în funcție. Bună ziua! Radu Samson. Mulțumesc pentru invitație. Bine ați revenit în platoul nostru. Probabil ultima emisiune în postura de viceprimar, da. Poate nu ultima, dar în postura de viceprimar, cu siguranță, că nu există un probabil. Nu, în momentul ăsta nici consilier local nu pot deveni viceprimar. Corect. Și nici nu intenționez să mai fiu vreodată viceprimar, pentru că viața trebuie să aspir mai sus. Mai sus, ajungem unde trebuie, da, îi trebuie din prima. Da. Nu vorbim, inițial plecasem pe ideea, hai să încercăm să facem un fel de raport de activitate a ultimilor 4 ani. Ar fi de vorbit, dar înainte să ajungem la raportul acesta de activitate, spuneam înainte de începerea ediției că pe 6 martie spuneați că vă retrageți cumva din viața politică locală. Da? Că nu veți candida la funcția de primar, ceea ce s-a și întâmplat. Ați ieșit din USR și ați renunțat la pozițiile de președinte pe Roman. Eu nu am ieșit din USR, am renunțat la pozițiile de, la funcțiile de conducere din USR. Ulterior am fost exclus din cauza rezultatului dureros pe care l-a avut USR-ul. Au ales să găsească vinovați în exteriorul echipei de campanie. Bun. Și m-au găsit pe mine. Da, da, aparent tot rău spre bine, pentru că pe acum 4 zile ați postat pe Facebook că urmează să candidați, de fapt deschideți lista de candidați la Camera Deputaților din partea Partidului România în Acțiune. Trebuie să admitem cu toții, Partidul România în Acțiune este aproape necunoscut. Ca toate partidele la începutul existenței lor. De când există? Cine știa de Coca-Cola în anul în care a apărut Coca-Cola prima dată? Nu știa nimeni. Da, corect. Da, e forța cumpărația, dar da. Corect. Da. Cu cine, de ce, cine susține? În primul rând am acceptat să candidez, am primit propuneri de la mai multe partide. În ultimele luni, din iulie până la zi, am fost curtat de partide pe care nu o să le nominalizez, pentru că așa e corect. Oamenii și-au făcut liste, au găsit alți candidați. Dar am fost cortat de mai multe partide, nu intenționam să candidez, pentru că, realist vorbind, cred că șansele partidelor mici în alegerile astea sunt scăzute, da. Dar m-am confruntat cu o întrebare cu care se confruntă probabil majoritatea cetățenilor. Cu cine, de fapt cu două întrebări. Cu cine votez la președinția României? Prima întrebare. Și am luat prin eliminare candidații, din nou, nu o să nominalizăm, încerc să, și voi încerca în toată campania să nu vorbesc despre ceilalți. Pentru că în lupta asta dintre politicieni, în care se arată politicienii cu degetul unii pe alții, electoratul a rămas pe afară. Corect. E complet neglijat. Nu mai vorbește nimic cu electoratul, politicienii vorbesc unii despre ceilalți, unii către ceilalți. Și m-am confruntat cu întrebarea cu cine votez la prezidențiale. Și am luat prin eliminare candidații, ăla nu ca aia. Realist vorbind, cel mai prezidențiabil dintre candidați este domnul Mircea Geană, din punctul meu de vedere. Nu din punct de vedere al unui E din punctul meu de vedere, candidat. Din punctul meu de vedere ca cetățean, în primul rând, înainte de a deveni candidatul acestui partid. Și am mai avut discuții undeva în primăvară cu cei de la Mișcarea România Renaște. E un ONG care îl susține pe domnul Geană, care l-a și încurajat să candideze ca independent. Am mai avut discuții în primăvară cu cei de la România Renaște și m-au abordat săptămâna trecută, că nu e cu foarte mult timp în urmă, m-au abordat săptămâna trecută și m-au întrebat dacă aș vrea să particip la... în aceste alegeri din partea partidului. Partidul s-a născut din partea partidului România în Acțiune. Așa. Partidul s-a născut în Prahova sub denumirea Prahova în Acțiune și anul trecut, în octombrie, cred, s-a extins la nivel național. Tocmai cu scopul de a-l sprijini pe Mircea Geană în candidatura pentru prezidențiale. Ca orice partid, sunt oameni și mai cunoscuți și mai puțin cunoscuți, ca în orice partid. Avem liste pline în aproape toată țara, cred că avem 2 sau 3 județe în care listele nu sunt pline, listele de candidați pentru alegerile parlamentare. Și având în vedere că scopul principal al partidului, de fapt, e să-l susțină pe domnul Geană în aceste alegeri, care, repet, din punctul meu de vedere, e cel mai prezidențiabil dintre candidați. Fiecare avem păcatele noastre,
și da. Eu și dumneavoastră fie. Bă, da. Asta este o opinie personală. Este o opinie personală, corect. Adevărat. Așa, și al doilea motiv pentru care am ales să candidez, cred eu că e nevoie și de figuri noi în Parlament din partea Neamțului. Pentru că uitându-mă la activitatea parlamentarilor din Neamț, da. Neamțul e subreprezentat în Parlament. Da, în general, se schimbă candidații, nu mai sunt aceiași. Sunt mulți care sunt aceiași. Nu să începem să enumerăm acum, sau soțiile unor alți candidați, sau în fine. Ce vreau să spun e că Neamțul e slab reprezentat în Parlament, pentru că de obicei parlamentarii ajung acolo, da. Indiferent de județul din care provin, ajung acolo și văd de interesul partidului și apoi de interesul personal. Da. În schimb, circumscripția care i-a trimis acolo e nereprezentată. Oamenii din circumscripție rare ori găsesc o ușă deschisă la cabinetul parlamentar pentru audiență. Nu am văzut la niciun parlamentar din Neamț consultări cu specialiști din diferite domenii pentru a elabora proiecte de lege, pentru că una dintre activitățile principale ale unui parlamentar e să elaboreze proiecte de lege. Fără discuții, de asta sunt acolo. Cred că trebuie să fii tâmpit să crezi că tu, ca parlamentar, doar pentru că ai ajuns în funcție aia, te pricepi la toate domeniile. Există tendința asta în politică, să crezi că odată ajuns într-o funcție, da. Ai capul, uite atâta și te pricepi la toate, dar normal este parlamentarii să organizeze discuții și dezbateri cu specialiști din domeniu, cu specialiști din asistență socială, din da, contabilitate, corect. Din învățământ. Și din aceste discuții să emane niște proiecte de lege care să aibă legătură sau să fie soluții pentru problemele cu care se întâlnesc profesioniștii din domeniul respectiv. Nu o idee creață din capul unui parlamentar care n-a intrat o zi în viața lui. Dar există catedră. O concepție general valabilă care, după care oamenii se ghidează și care spune că băi, trebuie să ne aplicăm, că parlamentarul e... De fapt, ce nu înțeleg oamenii este că parlamentarul este portavocea populației într-un asta for de decizie. Să asta trebuie da? Să facă, da. Populația vine și spune, bă, frate, ar trebui să facem luminile portocalii în tot orașul și să fie lege în toată țara pentru că se vede frumos din spațiu. Nu știu, da. Dau un exemplu. Cum s-au făcut albe luminile. Exact, da. Ei, și purtătorul de cuvânt al populației, care este parlamentarul, că e deputat, că e senator, că ce e el, trebuie să meargă în Parlament să propună tâmpenia asta, de-am zis eu puțin mai devreme, și acolo alți oameni să decide dacă ideea e bună sau nu. Oare nu reușesc să priceapă chestia asta, că ideile, nu ideile. Legile ar trebui să se facă, să fie propuse pe baza doleanțelor populației și necesităților. Da, trebuie să reprezinte nevoia unei majorități okay. în populație. Indiferent care e propunere legislativă, dacă rezolvă o problemă pentru 1000 de oameni din județul Neamț, cum a fost proiectul de lege, da, legea care a modificat încadrarea grupei la muncitorii de la țevi. Uh-huh. Nu era o problemă care afecta pe toată lumea, afecta doar pe aia care au lucrat la țevi, da. Dar erau câteva zeci de mii de oameni corect. De-a lungul anilor care aveau acest neajuns. Nu beneficiau de grupă la calculul pensiei și iată că printr-un proiect de lege s-a rezolvat o problemă a unui grup. Și din partea Partidului România Națiune, din care da. Despre care voi spune, încă o dată, fără să încerc să jignesc pe cineva, când a apărut? În anul ăsta? În 2023 a fost. Anul trecut. Extins la nivel național din județul Prahova. Se poate ca un deputat de roman care este posibil deputat da? De roman în funcție de ce aleg românii, din partea Partidului România în acțiune, să aveți susținerea necesară să faceți legile pentru majoritatea populației? O să vă dau un exemplu din practica de la primărie. La primărie, de exemplu, nu exista în proiectul de modernizare a policlinicii, atunci când am intrat noi în primărie, nu exista un lift. Uh-huh. Nu s-a gândit nimeni, nici proiectanții, nici conducerea trecută a administrației. Dar oamenii care mergeau acolo s-au gândit da, și-au înjurat. S-au gândit și-au înjurat, da, utilizatorul, că politica ar trebui să fie îndreptată către utilizator, către da. Cetățeanul care se împiedică de problemele astea în viața de zi cu zi. Și nu s-a gândit nimeni că ar fi nevoie de un lift. Noi am studiat proiectul, că s-a propus finanțarea modernizării policlinicii dintr-un împrumut în 2021. Eu și colegii am studiat proiectul, colegii din partidul anterior, am studiat proiectul de reabilitare a policlinicii și am descoperit treaba asta, că nu există lift, că nu există instalație de apă caldă în proiectul de reabilitare a policlinicii. Da. Și am zis că noi nu votăm proiectul, și era nevoie de voturile noastre, nu votăm pentru finanțarea dintr-un împrumut,
până nu se modifică proiectul să includă și aceste lucruri. Corect. Drept urmare, după această negociere, proiectul a fost actualizat cu un lift. S-a făcut o expertiză structurală la Ponitie. Deci a fost un pas spre mai bine. Și a fost un pas spre mai bine. Okay. Eu nu știu dacă o să merg eu vreodată cu liftul ăla. Poate, Doamne ajută, nu o să am nevoie. Speranța mare ultima. Dar liftul ăla cu siguranță va ajuta mulți oameni. În momentul în care se modernizează policlinica și la interior, că la exterior e aproape gata, în momentul în care se modernizează și la interior, va fi montat și liftul care cu siguranță va ajuta niște oameni și va îmbunătăți experiența finală a beneficiarului. Că ăsta e scopul politic. La final, oamenii politici, am spus-o încă o dată, sunt nu angajați. Și atunci și în Parlament. Dacă ai un proiect de lege bun, dacă ai un proiect de lege care într-adevăr rezolvă o problemă în societate și există susținere în societate pentru modificarea legislativă, nu o să se opună nici celelalte partide. Cum de s-au eliminat... De ce ziceți asta? Depinde și cum îl discuți. Uite, a fost proiectul cu eliminarea păcănelelor de lângă școli. Da. Da. După vreo 2 ani de negocieri politice în Parlament, s-a găsit o soluție agreată de toată lumea să elimine păcănelele din localitățile cu până la 15.000 de locuitori. Da? Da. E rezultatul unei negocieri politice. Nu rezolvă problema în totalitate, dar rezolvă o parte din problemă. E un pas înainte. Am învățat în anii ăștia de politică că lucrurile nu se întâmplă așa cum am vrea noi. Ar fi bine dacă România s-ar schimba printr-o revoluție. Dar am mai încercat o dată chestia asta și n-a funcționat. Cum n-a funcționat? Am ieșit din comunism. Am ieșit din comunism, dar primii ani după a fost mai... A fost dezastru, da? Da. Pentru că nu înțelegeam cum funcționează democrația, câțiva băieți care au înțeles-o mai bine, au speculat momentul. Ideea proastă de a nu accepta ideile unor oameni care aveau deja o anumită cultură democratică. Nu, ce s-a întâmplat în România e că noi am acceptat doar partea de libertate și nu și pe cea de responsabilitate. Corect. Care vine cu ideea de democrație. Noi ca popor, nu dumneavoastră, fiecare la nivel. Mi-aduc aminte, domnul ăla a apărut la televizor și era cu gura mare, cu căciulă, mi-aduc aminte o căciulă de aia de, cu urechi rusească, dar pe timpul Revoluției spunea, noi trebuie să facem o democrație de-a noastră originală, ce ne trebuie nouă, Câmpeanu? Da, și-a făcut democrație. Democrație originală, românească. Da, și am zis, așa o să mergem. Asta revin la ideea anterioară. Îmbunătățirea calității vieții în România nu se va face printr-o revoluție. E o soluție deja încercată, nu dă rezultate imediate. Și atunci România evoluează la fel ca restul lumii și la fel ca orice domeniu printr-o evoluție. Corect. Iar evoluția este un proces mai lent decât revoluția. Și veți face parte din această evoluție? Dacă voi avea sprijinul alegătorilor din neamț, da. Și să știți că indiferent că voi avea sau nu funcția de parlamentar, eu vreau și cu siguranță voi face treaba asta, vreau să rămân în continuare implicat în viața administrativă. Asta a zis și pe 6 mai. Și voi rămâne, nu fac griji. Am fost... Din partea Partidului România în Acțiune? Din partea partidului sau ca persoană fizică. Până la urmă, partidul e o adunare de oameni care au câteva priorități comune, dar partidul e format din popularitatea oamenilor din partid. Da, nu, el nu e un brand cum e PSD, de exemplu, și s-a văzut că și PSD a fost afectat în momentul în care a avut un lider cu popularitate foarte scăzută, mă refer la doamna Dăncilă, da. PSD s-a dus sub 20% în alegerile europarlamentare din 2019. Unde reacționează, da. Și asta demonstrează că partidul e atât de credibil cât sunt oamenii din partid. Acest partid, mă întorc la România în Acțiune. România în Acțiune, România bine, în Acțiune. Nu? Așa, dar nu știu de ce am mereu senzația că e alt nume. România în Acțiune are o reprezentant, în afară de noastră, există o filială pe Roman sau sunteți singurul? Mai suntem. Suntem mai mulți, de exemplu, doamna Camelia Duca, poate știți de la trupa de teatru, da. Care deschide lista la Senat. Deci, doamna Mariana Levert. Ați spus că Camelia Duca deschide Camelia lista Duca la deschide Senat. Lista la Senat. Când? E oficială povestea? E oficială. Puteți verifica pe site-ul Biroului Electoral Județean. Doamna Mariana Levărdă e pe lista de deputați. Avem pe domnul Călin Constantin din Comuna Alexandru cel Bun, fost candidat la primărie, este și el pe lista de la Senat. Avem o fostă judecătoare, avem un farmacist, adică avem o echipă ok, nu e o echipă mare, dar da. E o echipă cu potențial de creștere.
Și până la urmă, revin la ce spuneam mult mai devreme, mai aproape de începutul discuției noastre, discuția despre partide, atât dintre partide, cât și despre partide, îi exclude pe alegători. Oamenii, până la urmă, indiferent de partidul din care provii, au nevoie de un politician, sau mai mulți, care să susțină nevoile lor. Și de-aia electoratul participă la vot în proporție de 40%, pentru că nu se adresează nimeni restului de 60% odată, doi pentru că unii poate prind din zbor mesajele politicienilor și văd că nu sunt reprezentați, pentru că nu discută nimeni despre o problemă punctuală cu care se întâlnesc ei în viața de zi cu zi, și e bătălia asta tot timpul între partide, așa tot timpul partidele și politicienii se înjură unii pe alții tot timpul și zic, ăia-s proști, votați cu noi că dacă ei sunt proști, înseamnă că noi suntem mai deștepți. La final ajungem la chestia cu pleacă ai noștri, ei noștri sus ai noștri, adică să trăiască ai noștri. Că ne învârtim, ați spus la un moment dat că ar trebui niște figuri noi la nivel de parlament, niște oameni mai... Da, ne învârtim în aceeași general. Ar trebui, în primul rând, schimbată cultura politică și felul în care se face politica în parlament. E o cultură de grup politic și ar trebui să fie o cultură de grup de politicieni din județ. Adică ar trebui să fie o bătălie între obținerea intereselor circumscripției, nu a partidului. Și îmi doresc, și ca cetățean îmi doresc să văd un parlamentar de neamț care e preocupat de probleme ale oamenilor din neamț, n-am văzut niciunul până acum, în mod sincer preocupat, și în același timp îmi doresc să văd un parlamentar care promovează neamțul, care ține audiențe peste tot în județ, nu de două ori tot mandatul la Piatra Neamț sau la Roman, pentru că sunt oameni în toate localitățile. Cât timp liber are un parlament acum? Serios, ar putea să meargă în toate orașele? Imaginați-vă că în 4 ani de mandat, un parlamentar lucrează lunea are zi de comisie, ședință de comisie parlamentară, marți are ședință de plen, adică se întâlnesc parlamentarii și aprobă proiectele sau le resping pe alea care au trecut de comisie, și miercuri e din nou zi de comisie pentru proiectele care vor fi în dezbatere la ședința următoare de plen, adică peste o săptămână. Da. Joi zi de studiu individual, în ghilimele studiu individual, făceam și în armată din astea, așa, și iar exact. Așa, iar vineri e zi de circumscripție, conform programului oficial al parlamentarului. Dar e o zi. O zi. Hai, când? Dar mulți dintre parlamentari semnează de marți, și știu asta de la oameni din parlament, că am 50 de parlamentari în agenda telefonică, mulți dintre parlamentari, e o înțelegere așa, o fraternitate acolo, semnează de marți hârtiile pentru miercuri și pot pleca în circumscripție dacă vor. Puțin dintre ei se și duc în circumscripție ca să aloce ziua de miercuri și ziua de joi și ziua de vineri discuțiilor din circumscripție, și uite așa, nu avem parlamentari, avem parlamentari doar pe hârtie, ca multe alte lucruri pe care le avem în România, doar pe hârtie. Am înțeles. Și îmi doresc să fiu un parlamentar implicat în viața județului. Putem să mergem pe Zvonoteca Municipală? Zvonoteca Municipală, Radio Șanț sau cum e... Mai putem să spunem altfel, nu știu, Zvonoteca locală, da? Zice următoarea chestie. Radu Samson candidează pentru Camera Deputaților ca să-i facă în ciudă lui Iulian Bulai. N-am mai discutat cu Iulian Bulai, cred că de 4-5. Deci așa, un fel de numai de-a dracu. Din martie n-am mai vorbit și cred că e greșit în viață să-ți faci un scop din a le demonstra lucrurile altora. E o atitudine greșită cu privire la viață. Deci nu e răzbunare pentru că au scos de la USR și existența persoanei. Sincer, dacă o luăm matematic, sunt 8 mandate de deputați în Neamț. Eu candidez la Camera Deputaților. 3 mandate vor merge la PSD. Asta e o statistică cu care de acord toată lumea din politică. Da, dar se pot schimba. 3 mandate vor merge sigur la PSD, 2 mandate vor merge sigur, cel puțin 2 mandate vor merge sigur la PNL, deci avem 5. Mai merge unul la AUR, 6 și mai rămân 2 mandate libere. Eu nu am nicio problemă cu a fi parlamentar pe celelalte 2 mandate care rămân disponibile, pe unul eu și pe unul domnul Bulai. Mie e total indiferent. Fiecare politician care ajunge acolo își face datoria față de județul care l-a trimis așa cum consideră. Iar dacă există simpatizanți și pentru parlamentarul X și pentru parlamentarul Y, n-am decât să voteze. Nu e o problemă. Până mai departe există și
înțelegeri între parlamentari, între grupări, între, bă, hai să mai puneți de la voi 7 voturi, că ne trebuie pentru mai... Nu particip la așa ceva. Nu, e adevărat că există astfel de înțelegeri și drept dovadă UDMR, Uniunea Democraților, da, Maghiari din România, sau cum o fi denumirea ei completă, are candidați în Olt, în Teleorman, în Iași, da, în Neamț. Da, era o glumă la un moment dat, să vedem județ cu cine va fi. Am auzit multe speculații de-a lungul timpului că UDMR-ul primește voturi de la PSD. Astea sunt presupun strategii. Astea sunt strategii și aranjamente în spatele cortinei. Eu nu vreau să fac politică așa cum am încercat să nu fac nici în primărie politică pentru aranjamente în spatele cortinei. În continuare nu vreau să fac politică pentru aranjament sau de tip aranjament în spatele cortinei. Vreau să fac o politică orientată către oameni. Păi da, un singur nu se poate. La nivel de parlament, câți deputați, la Camera Deputaților, câți deputați va avea formațiunea din care faceți parte? N-aș vrea să... Adică nu pot să mă arunc într-o estimare. Ce pot să vă zic, e o formulă matematică, dacă partidul face pragul de 5%, înseamnă că va avea minim din 460, cât înseamnă? Aia facem matematică acum? Eu am zice clase, oameni buni, înțelegeți românește, ce matematică? Minim 20 și ceva de parlamentari, dacă face pragul de 5%, dintre care în o parte fericit, vor fi, da. Deci dacă face pragul de 5%, ăsta e minimul, adică da, nu există în Parlamentul României partid care are mai puțin de 20 de parlamentari. Okay. Pentru că ăsta, în momentul în care faci pragul, atâția ai. Corect. Deci poți să ai, nu știu, 18 deputați. Bun, dar ăsta este minimul. Ăsta e minimul necesar. Ori ai 18, ori n-ai deloc. Corect. Ori ai de la 18 în sus, de fapt, ori n-ai deloc. Să spunem că sunt 18. Câtă diferență, cum pot înclina balanța 18 oameni într-un parlament cu o grămadă de oameni? Cu propuneri care au valabilitate în spațiu public, care sunt soluții pentru probleme pe care le are societatea, într-adevăr. Și, repet, s-au văzut inițiative de acest gen care au trecut cu greu de voința politică a, da, partidelor mari, dar au trecut până la urmă. Acum ține și de calitățile de negociator ale fiecărui parlamentar, de abilitățile lui de negociator, de abilitățile lui diplomatice, în primul rând, că pornind de la felul în care se face campanie, că se bat efectiv parlamentarii între ei sau reprezentanții partidelor, că ajung sau nu parlamentari, asta e altă discuție, se bat și se înjură între ei, apoi când ajungi în Parlament, e greu să ai o discuție diplomatică. Recunosc, corect, că eu am învățat lecția asta la modul dificil, pentru că am avut o atitudine foarte agresivă și am înțeles după aia că m-a consacrat, recunosc. Asta m-a ajutat să am rezultatele pe care le-am avut în politică, să am susținerea publică pe care am avut-o. Dar am înțeles în momentul în care am ajuns la masa deciziilor, da, că au durat multe luni până au dispărut resentimentele. Și n-au dispărut complet. E vorba de orgolii, da. E vorba de orgolii. Da, sunt, în politică sunt multe orgolii. Oamenii care fac politică fac din câteva motive. Nu există o paletă largă de motive pentru care oamenii fac politică. Fac politică fie pentru preamărirea personală și pentru succesul, corect, financiar, ego, personal. Nu, pentru succesul material personal. Ah, ok. Există politicieni din ăștia și pot să... Nu intrăm în exemple, da, dar există. Deci mai are alte motive. Așa, există categoria asta. Deci politicieni care fac politică pentru bani, da, politicieni care fac politică pentru orgoliu personal, da, care vor să ajungă într-o funcție care să le spună lumea să rup mâna când trec pe stradă, și există politicieni care au tot o formă de orgoliu, e și asta. Vor ei să facă lumea după nu după chipul și asemănarea lor, dar vor să modifice lumea după voința lor. Bun, dar nu eu recunosc că fac parte din ultima categorie. Sunt mânat de un orgoliu personal să produc niște schimbări în societate. Puțin, da? Nu există și politicieni care să facă politică pentru a face lucrul corect? Sau cel bun? Păi asta îmi doresc eu. Îmi doresc să implementez mai multă corectitudine în viața administrativă și politică a societății românești. Că la nivel de român, că la nivel de neamț. Și uite, un exemplu foarte bun e disputa de la București între Nicușor Dan și primarul sectorului 4. Da. Da? Acolo e fâșia gaza. Partea emoțională a publicului zice, dar să facă, domnule, pasajul ăla, că se dărâmă peste noi. Nu se dărâmă, se pare că există o expertiză tehnică care atestă că nu e un pericol de demolare imediată.
Dar e vorba de o încălcare a legii, adică vrem să facem lucruri bune, dar vrem să le facem și corect. Și eu țin la principiul ăsta și am ținut și în anii ăștia de activitate în primărie. Nu, legea e bună așa cum e. Să știți că e o problemă de atitudine românească așa la politicieni, că și-au fost multe exemple în administrații din județul Neamț, unde primarul a zis la un moment dat, hai să facem o chestie azi, că așa vreau eu, da, chiar dacă trebuia autorizație de construcție sau un alt tip de autorizație pentru ea, hai să o facem azi, că așa vreau eu, și o să facem hârtiile după. Și uite așa ajung oameni, să ajung primari să dea cu subsemnatul pe la niște instituții de control. Asta e și lipsa de pregătire. Ce e lipsa de pregătire, lipsa lor de pregătire, pentru că cineva din primărie trebuie să le spună domnule primar, nu se poate, e ilegal. Funcționarii rare ori îndrăznesc să-i spună primarului că nu se poate, pentru că politica, puterea politică a primarului, da, e... impresionează funcționarii. Impresionează. Cu cât e mai puternic primarul în general, ce așa de greu să spuneți că le e frică subordonaților? Așa, le e frică, da, le e frică subordonaților. Eu zic, bă, dacă eu îi spun primarului că nu se poate treaba asta, până la urmă eu pot să fac altceva. Fac hârtia și scriu acolo întocmit, dar decizia și-o asumă primarul. El semnează, el își asumă decizia. Dacă pot să mă ascund printr-un mecanism din ăsta, las doar primarul să semneze hârtia, dacă el își asumă decizia asta care e într-o zonă gri a legii, da, așa, dar eu ca funcționar nu mi-o asum și pot să fac treaba asta, sau pot să mă pun de-a curmezișul voinței primarului și să mă trimită primarul 3 luni la tocat hârtie într-un birou și îmi face rapoarte peste rapoarte că nu-mi fac treaba și peste alte 3 luni mă trimite acasă. Că se întâmplă și treaba se asta. Întâmplă, sau mă de detașează la stația de epurare sau mă detașează într-un loc unde eu nu vreau să lucrez. Corect. Se întâmplă lucrurile astea pentru că nu trăim într-o societate în care toți oamenii au aceleași valori și au niște valori corecte. Trăim într-o societate în care mulți dintre oameni zic, las că merge și așa, important e să fie ca mine pentru că eu am puterea, ceea ce e total greșit. În primul rând trebuie să fie conform legii. Așa ar trebui să fie. De aceea avem legii. Cei mai mulți politicieni băgați la închisoare sau cu dosare pe rol. Toți lucrează conform legii. Mulți. Dacă e corect, eu asta am încercat să imprim în activitatea mea și în primărie. Dacă e o regulă, ea trebuie aplicată tuturor. Pentru că în momentul în care nu o aplici la fel, ea nu mai e regulă. Deci cu ideile astea doriți să plecați la București. Corectitudine, onestitate, schimbarea lumii într-o lume, da, mai și vreau, bună. Și vreau să fiu, așa cum a fost în mandatul de viceprimar, vreau să fiu aproape de oameni. Ați insistat că n-am atins deloc. Nu vreau să mă duc la București, vreau să fiu membru în Parlamentul României, dar o să stau la București efectiv atât cât necesită activitatea din București. Restul timpului vreau să mi-l petrec în circumscripție, între oameni, discutând cu oameni, discutând cu categorii socioprofesionale, din care să emane idei de modificări legislative. Și mai vreau un lucru, vreau să promovăm și îmi asum să fac chestia asta, vreau să promovez mai mult județul Neamț. Există evenimente de circuit care se întâmplă prin țară, da, de film, de muzică, evenimente culturale, da, în general. Ca parlamentar ești invitat la astfel de evenimente și ai contact cu organizatorii acestor evenimente. Nu știu un parlamentar din Neamț care să fi propus organizatorilor unui festival de film, să zicem, da, să facă o ediție la Neamț. Se face filmul de piatră. Se face la inițiativa cinematografului, dacă nu la inițiativa cinematografului, dar repet, parlamentarul trebuie să fie ambasador pentru județul lui. Da, da, sunt total de acord, nu. Participă la tot felul de evenimente, participă la întâlniri cu mediul de afaceri, participă la întâlniri cu camere de comerț străine și are posibilitatea să promoveze, să aducă județul pe care îl reprezintă în Parlament, să-l aducă în atenția investitorilor, în atenția organizatorilor de evenimente culturale și în atenția altor categorii de care avem nevoie, să vină și la Neamț, să știe că există Neamț. Și asta îmi doresc cel mai mult să fac în județ, în Parlament și, repet, să fiu la îndemâna alegătorilor. Deci asta e un fel de platformă, program pe care tocmai ați prezentat-o, da, în această ediție. N-am atins deloc poziția noastră de viceprimar, ar fi vrut să facem un fel de raport de activitate, dar cine știe, poate după încheierea mandatului. Cu mare plăcere. Pentru că deja mi se fac semne. Se termină timpul. Întotdeauna se termină timpul. Domnul Radu Samson, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit în această ediție a emisiunii Politica Neam. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâne să ne vedem data viitoare, bineînțeles. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!